Am ajuns în Barcelona! În decursul a 3 zile vă vom prezenta atracții turistice importante, cele gratuite, dar și cele care costă. Vă vom prezenta restaurante și experiențe culinare și, în ultimă instanță, un vlog destinat greșelilor pe care trebuie să le evitați în Barcelona. Așadar, ce mai stăm de vorbă, să începem acest clip? Am plecat din Otopeni spre Barcelona cu o durată a zborului de 2 ore 40 de minute și am ales compania Wizz Air. Asta pentru că aveam un zbor de dus de dimineață și un zbor de întoarcere de seară. Prețul a fost de 300 de euro de persoană, mult, știu, dar totul este scump în perioada aceasta și a cuprins un bagaj de cabină. Wow, n-avem bagaje de cală și prețul liniștit. Am aterizat pe aeroportul El Prat, iar de acolo rămâne să vedeți toată aventura noastră, iar dacă sunteți curioși să aflați cât ne-a costat această vacanță, rămâneți până la final. Ca să ajungi în centrul orașului, poți folosi autobuzul A2 și pentru doar 6,75 euro ai ajuns în centru, mai exact în Piața Catalunie. Durata cursei este undeva la 44 de minute, sunt mai multe opriri, iar noi am constatat că este cea mai rapidă și cea mai accesibilă formă de transport către centrul Barcelonei. Haide! Și am ajuns la universitate, nu? Și aici mai avem puțin, vreo 10 minute. Și am ajuns și la cazarea noastră, la Hotel Turin. Găsiți link-ul în descriere, dar urmează să facem și un review al camerei respective. Podemos dejar las maletas, por favor. Al final, de todo a la izquierda. Sí, gracias. Gracias. Uite acolo, uite în capăt. Arată super mișto aici. Teoretic e mai frumos celălalt, cea de-a doua cazare. Cu cheiță. Mișto. Foarte tare asta. Pare foarte tare, dar sincer eu m-aș schimba. Mi-e cald așa. Mi-e bine așa, că sunt în tricou și în pantalon scurt. Bine, dacă e caz, rezista până la ora 1, nu? Rezist până la ora 1 și apoi când venim să lăsăm să punem bagajele, să facem check-in-ul, ne îmbrăcăm de bailando. Și până atunci bem o cafea și mâncăm ceva bun. Sfatul numărul 1 pentru Barcelona și pentru hotelul ăsta, dacă vreți să veniți aici. Două bagaje de cabină sunt mai mult decât suficiente pentru aproximativ 5 zile de vacanță. Hai să mâncăm! Căutăm și noi un loc în apropiere? Căutăm un loc potrivit pentru micul dejun și dacă vreți să vedeți ce am mâncat, avem un video destinat pentru mâncare în Barcelona. Restaurantele din Barcelona și experiența gastronomică de aici. Cum procedăm de obicei? Căutăm în apropiere restaurante și trebuie să aibă un rating foarte bun. De exemplu, acesta are nota 2, nu ne place. Uite, un 4,7 acolo. Sper că e curat, deja. Dacă la 12:30 nu e camera gata, măcar sper că e curată, că n-am mai luat spiritul după mine. E al doilea lucru pe care l-am uitat în această călătorie. Spiritul și ondulatorul de păr. Nu vreți să știți cât de supărată sunt pe acest subiect. E bine, după aproximativ 40 de minute de așteptare și un somn pe canapea, evident camera noastră nu a fost gata, în mod normal trebuia să facem check-in-ul la 1 după amiaza, ne-au anunțat că mai durează puțin și dacă vedeți camera pentru care am plătit 160 de euro pe noapte, atât de mică și atât de scumpă, într-adevăr poziționarea este bună și cu un customer service atât de prost, deci nu există. Haideți să vedeți pentru ce am dat banii ăștia, că nici nouă nu ne vine să credem. Din descrierea de pe Booking reiese că este o cameră mică, dar review-urile sunt în general bune. Într-adevăr, are 12 metri pătrați. Ce vrei mai mult de la o cameră de 12 metri pătrați? Sincer, mai multă curățenie și să arate puțin mai bine. Adică pereți se văd clar că sunt avariați. Patul este într-adevăr minuscul. Și cel mai rău a fost customer service-ul, pentru că omul respectiv ne-a amăgit din 10 în 10 minute că vom intra în cameră. Am pierdut 40 de minute așteptând. Nu ne-a spus unde este localizată camera. Am mers cu liftul pe o altă parte până la etajul 1, nu era nicio cameră acolo și apoi când Marius a întrebat unde este camera noastră, i-a spus că la etajul 3, pe partea cealaltă de clădire și bineînțeles că era la etajul 1, pentru că era 105. Pe scurt, ca să nu o lungim prea mult, nu este o recomandare pentru voi această cazare. Noroc că vom sta o singură noapte aici, iar mâine ne vom muta la o altă cameră, la un alt hotel, de unde vă vom spune dacă
feedback-ul este mai bun sau nu. Deci camera asta este minusculă. Nu cred că am stat la stat, vă camera mai mică o dată? Nu. Te uite și tu, chiuveta aici, baia la un pas și pat, atât. Ei, vederea cam asta e. Dar noi suntem rupți, frații mei. Efectiv, suntem rupți. Pentru că am dormit câte jumătate de oră. Acum am mai băgat o oră și un pic în avion, dar așa, pe chinuite. Și acum cineva face patul. O să dormim, clar, măcar o oră, facem un duș să fim curați, dormim o jumătate de oră, o oră și apoi ieșim la plimbare, pentru că, haideți să vedem partea bună, suntem foarte aproape de la Rambla, așa că vom începe aventura noastră din Barcelona! Piața Catalunya, Plața de Catalunya din Barcelona, un nod important care leagă la Rambla, zona gotică cu zona nouă, este centrul în care voi ar fi bine să vă luați cazare, dar despre cazare discutăm într-un vlog destinat. Ce este important aici, la Plața de Catalunya, ai foarte multe mijloace de transport, poți lua foarte multe autobuze, poți lua metroul spre diferite atracții turistice din oraș. Acum, începem aventura cu atracțiile turistice și ce poți să spui despre Barcelona decât la Rambla. Mergem pe la Rambla, cea mai cunoscută și faimoasă stradă din Barcelona. Cred că e și cea mai aglomerată stradă din Barcelona. Deci nu vei să cred câți oameni sunt pe aici. Dacă vă gândiți să veniți în august aici, să vă gândiți de două ori. Fiind o zonă foarte turistică, se regăsesc cu vânzători ambulanți peste tot. Fie că vrei să mănânci ceva, nu știu, înghețată sau să-ți cumperi un suvenir și din când în când, dacă ești atent în stânga sau în dreapta ta, se uită un lung cineva la tine, speranța că poate să sfure telefonul sau portofelul. Dar dacă vii aici, eu zic că merită să vii pentru atmosferă și pentru vibrația asta care se simte aici. Nu e cea mai curată stradă, dar merită. La Rambla este o faimoasă alee pietonală din Barcelona. Este cunoscută pentru animația sa, magazine, restaurante, artiști stradali. E o nebunie. Aleea se întinde de la Piața Catalunya, pe care v-am arătat-o mai devreme, până la Port Vell și Marea Mediterană, spre Barceloneta. Dacă ești claustrofob aici, o să ai o mare problemă, pentru că e aglomerație rău de tot. Dar eu zic să mergem la următorul nostru punct de interes sau mâncăm înainte. Adică ceva super yummy. Cum e sangria? Pe vremea aia erau mulți bani, 50 de euro. Acum... Și ne-am întors pe Rambla. Acum 6 ani am închiriat bicicletă și am parcurs cam toate străzile principale prin centru pe aici. Era o idee bună să facem asta și anul acesta, dar să vedem cum reușim. Eu chiar vreau. E foarte aglomerat față de perioada în care am fost. Nu știu, sau cel puțin față de acum 6 ani. Acum 6 ani am luat bicicletă când am mers spre Park Güell, pentru că era ceva distanță de aici. Ne gândim, ori luăm mijloc de transport în comun, ori luăm bicicletă. Ia, m-a dus la bocheria. Se aglomerat de mori. Wow, deci mi-era dor de vibe-ul ăsta de bocheria, mi se pare superb, super, vreau să intrăm. Chiar dacă am mâncat mai devreme, hai să intrăm. Poate luăm ceva, o gustărică, un fruct, un churros. Și acum să mergem spre bocheria. Țineți cont că funcționează până la 8:30. De obicei la prânz este cel mai aglomerat aici. Și veți găsi extrem de multe lucruri faine de mâncat și de încercat. Și nu doar de cumpărat la pachet, chiar și să gusti pe moment. De exemplu, aici puteți să cumpărați hamon. Spre exemplu, puteți cumpăra de aici un coif din acesta cu hamon iberico. Cum sunt cornetele la noi cu semințe, aici le luați cu hamon. Cu hamon! Sau cu salat. Și e doar 6 euro. În experiență vă spunem că hamon iberico este o senzație. E foarte bun. Nu se compară cu nimic din ce am mâncat în afară de Spania. General. Și acum să intrăm în nebunie. Să avem grijă la buzunare, pentru că de obicei aici sunt hoți de buzunare peste tot. Spunea cineva într-un vlog, orice om este un posibil hoț. Nu vă mintiți că nu arată hoț, toți. Mamă, ce cireșe, mă!
că astea sunt goale aici. Prefer să vin la ora asta, la 7 seara, și să pot respira, decât să vin la ora 9. Asta dacă nu vrei să mănânci neapărat ceva la prânz aici. Pentru experiență, cred că e o idee foarte bună să vii un pic mai târziu. Când am venit noi să mâncăm aici prima dată, am făcut, cred că, 100 de ture până am găsit două scaune libere unde să mâncăm și noi ceva, orice. Mi-era foarte fun. Era bătaie pe ele, adică o nebunie. Și cam așa poți să mănânci la un bar. Te duci acolo, îți alegi exact peștele sau creveții, servești cum servești și domnișoarele acestea. La bar, cu o servesita, doar că trebuie să fii pregătit să plătești prețul pe măsură, pentru că va fi de cel puțin 2-3 ori mai mult față de restaurantele locale. O parte bună este că mâncarea e întotdeauna proaspătă, pentru că fiind un flux foarte mare de oameni, este imposibil să rămână de pe o zi pe alta, așa că vei ști că vei mânca întotdeauna bun și proaspăt. Ia uitați și voi ce nebunie aici. Cineva mi-a spus să vă arăt afară în Sudoică. Păi și ce ai spus? Bien, merci! Ça va, ça va, ça va, ça va! Voi am mai fost și în Madrid, nu știu dacă ați văzut vlogul din Madrid, dar și acolo am fost în piața lor centrală și vă lăsăm link dacă vreți să vedeți mai rapid. Și cumva știam la ce ne așteptăm. Prima dată e priceless, adică trebuie să vii neapărat. Chiar dacă vezi pe vlog, nu o să te convin. Și am putea să luăm și noi niște fructe. Da, chiar vreau să luăm. Un mix cu de toate. Un mix cu cocos, te rog. Teres la copia Carinio, adică vrei hârtiuța bonul. Drăguța, iubita, nu știu, Carinio, e drăguț. Vedem puțin mai târziu, mai ales că avem norocul să stăm în apropiere, deși cazarea noastră nu este cea mai faină, cea mai bună la bani, cea mai. Este într-o poziție foarte bună. Dar pentru asta am și plătit prețul pe măsură. Hai, mergem mai departe. Mi se pare fantastic să aduni amintiri din colțuri diferite ale lumii și apoi... În viața ta de zi cu zi să te împiedici cumva, în ghilimele, de amintiri și să spui acolo am mâncat cocos, acolo am mâncat hamon, acolo am vizitat nu știu ce, m-am pupat pe Rambla. Hai să intrăm în cartierul gotic. Intrăm în partea importantă, partea istorică, în cartierul gotic. O zonă faină, cu străzi înguste, cu clădiri vechi și arhitectură gotică impresionantă. Haideți cu noi să vedem exact ce găsim pe străzile acestea și cine știe, poate descoperim ceva fain astăzi. Îmi place vibe-ul din acest cartier gotic. Nu mi-aduc aminte să-l fi vizitat data trecută. Poate am trecut pe străduțe și n-am știut că fac parte din cartierul gotic. Și pentru că veți merge foarte mult pe jos, vă recomand să vă luați încălțăminte confortabilă. Nu știu dacă neapărat ca mine în papuci așa, ca boierii. Dar Adidas confortabil, că veți parcurge kilometri pe jos. Un aspect important este că veți găsi în această zonă Catedrala din Barcelona. Ați facem un TikTok, că e strada goală. Ce arhitectură, wow! Oh my god! Ce ziceai dacă e în stil gotic? Ce fain! Și aici sunt oameni care stau pe scări, se bucură de muzică, relax, grupuri de turiști peste tot, evident. Și de hoți. Cam așa se termină prima zi aici în Barcelona. Mâine schimbăm cazarea, deci rămâneți alături de noi să descoperiți atracțiile faine din Barcelona. Schimbăm hotelul. Neața la cafeluță, mergem spre noua cazare. Sper să avem noroc cu aceasta. Mai bine că ne mutăm în altă parte a Barcelonei. Deja la ora 12 fără 5, este super aglomerat. Și foarte cald. Oh. Prins la mustață. Ok, verde. Lăsăm repede bagajul, încercăm să facem check-in-ul dacă se poate, dacă nu venim mai târziu. Și mergem spre parc și Arcul de Triumf. Aici ne vom caza noi timp de 3 nopți.
parcul ăsta. Este foarte mare și foarte calul, dacă reușim să vedem mult din el. Dar, sincer, aici trebuie o zi întreagă să vizitez doar parcul, dacă stăm să ne gândim. Uitați la fruntea mea, cât de transpirat sunt, nu vine să cred că la ora 1 murim de cald, efectiv. E și foarte aglomerat, stai grijă la orice. Și continuăm aventura spre parcul ăsta, nu știu dacă o să rezistăm toată ziua aici. Așa că mergem mai departe. Băi, ce cald e, băi! Deci, cam așa mea este loarcă. De măcar am picou cu YouTube mare singurisă. Și parcul e frumos și e destul de multă lume. Un singur lucru nu-mi place. Băi, e neîngrijit rău de tot. Fără nicio exagerare, chiar e neîngrijit. Dar vedeți și voi partea bună. Vă puteți da cu bărcuțele, cu bărcuțilii. Și cu rățuștilii. Și cu rățuștilii. Și e destul de frumos și romantic, așa aș putea spune. Parcul Ciutadela este primul parc public și cel mai mare spațiu verde din Barcelona, care găzduiește și un zoo, o fântână impresionantă, muzee și castelul celor trei dragoni. Arcul de Triumf din Barcelona este o construcție monumentală realizată în cadrul expoziției universale din 1888. Are o înălțime de aproximativ 30 de metri și este realizat din cărămidă roșie, având pe toată suprafața ornamente detaliate în culori vii. Ne îngrijiți! Mizerie, într-adevăr, miroase a pipi și sunt foarte multe străduțe înguste pe care încercăm să le evităm pentru a fi cât mai precauți. Cele populate sunt ok, să nu rămânem doar noi doi cu atâta aparatură pe o stradă de unde poate să apară oricând cineva. În drumul nostru spre Moco Museum am ajuns în zona muzeului Picasso, care este un muzeu de artă ce cuprinde mai multe opere de-a lui Pablo Picasso, iar intrarea aici este 70 de lei, dacă sunteți interesați. Mi se pare tare că la descrierea muzeului pe Google scrie că este potrivit pentru copii, deci de ținut cont dacă veniți cu cei mici. Și am ajuns la Moco Museum. Hai să vedem cât costă un bilet. Pare a fi un muzeu de artă modernă. Nu e la fel ca cel pe care l-am găsit în Amsterdam? Ba da, cred că are ceva legătură cu el, pentru că au același nume. Deci probabil este o variantă a acelui muzeu și în Barcelona. Exact, Moco Museum is a proudly independent museum from Amsterdam and now in Barcelona. Deci are legătură și cumva conține același tip de artă. Modernă, contemporană, unicat. Că asta este, cu intrare liberă, într-o clădire din secolul 17 și un bar super interesant. E un concept inedit aici. Dar hai să intrăm, nu știi ce găsim acolo. Iar pe scenele astea au loc spectacolele faine pe care puteți să le vizionați și voi contra cost, evident. Locurile din față sunt alea cele mai scumpe, 50 de euro, 40 de euro și 30 de euro undeva în spate. Pentru o seară autentică spaniolă, eu zic că merită. Deși este răcoare și nu cred că e aer condiționat sau poate e. Oricum e o clădire foarte veche, ar trebui să țină răcoare. Se vede bine și la 30 de euro, sincer. Și nu ești pregătit pentru ce e în dreapta.
Aștept părerea ta despre locul ăsta. Cred că e un loc ascuns ăsta, oamenii nu știu de locul ăsta. Da, altfel... nu știu că e gratuit să-l vizitezi, într-o clădire atât de veche și cu atât de multă artă. Doamne, dar cum să fie că ți-e atât de stylish? Că eu mi-aș pune chestiile astea în păr. Deci toate treburile astea de aici sunt chestii handmade, probabil, pentru căței. Farfurie goală, farfurie goală, farfurie goală. 481 de euro pentru 3 nopți. Enorm! Am ajuns la cea de-a doua cazare din Barcelona, cea la care ne-ar fi plăcut să stăm de la bun început, doar că nu aveau disponibilitate pentru ziua de ieri. Se numește Hotel Motel One Barcelona și este foarte aproape de Arcul de Triumf și totodată o idee mult mai bună decât cealaltă pe care am avut-o pentru ieri. Este o cameră destul de mică, mult mai mare ca cealaltă, clar, amenajată frumos. Avem aici zona de dormit care pare super confortabilă și miroase frumos. După care o zonă de relaxare cu priveliștea spre o curte interioară, o terasă unde găsim și un bar. Aici spațiu pentru bagaje și pentru umerașe, ceea ce mi se pare foarte tare ca să scoatem și noi hainele frumos din bagaj. Este aer condiționat exact cât trebuie și mai avem și baia. Și cam asta ar fi. Arată foarte bine și baia. Și ai spațiu, ai spațiu și la duș. Și cel mai important este curat și e modern, adică arată mult mai bine față de cealaltă. Ai căsoape, tot ce trebuie, gel de duș și șampon, fan, deci nu veniți cu fanul după voi, cam atât de aici. Cazarea asta vă recomandăm și vouă, găsiți link-ul în descriere, este foarte frumoasă și... și merită banii pentru că este la același preț ca cealaltă cazare, poziționarea este la fel de bună, hotelul arată bine, camera este curată, chiar puteți să veniți cu încredere aici pentru că noi am testat, voi mergeți la sigur. Desfacem și noi repede bagajele, schimbăm bateria la cameră și mergem mai departe pe traseu. Rămâneți aproape! Mai avem doar câteva minute până când ajungem la Casa Mira. Ne așteptăm să fie foarte aglomerat, mai ales că astăzi este sâmbătă! Sabado! Și am ajuns la Casa Mira, este una dintre cele mai impresionante opere a lui Gaudi, super cunoscută în toată lumea, ba chiar una dintre cele mai frumoase clădiri din lume. Este ceva aparte. Uitați-vă și voi cum sunt ferestrele astea, cum sunt balcoanele. Ce formă ciudată au. Casa Mila, sau una dintre cele mai faine realizări a lui Gaudi, o găsești în Barcelona și pentru doar 25 de euro poți face rezervare online și să vizitezi tot ceea ce presupune această locație. Programul de funcționare este de la 9 dimineața până la 11 seara și cuprinde un tur al locației, dar și o vedere faină de la ultimul etaj asupra orașului. Catalanii mai numesc această clădire La Pedrera pentru că are aspectul acesta de piatră și cumva înseamnă locul de unde se extrage piatra. Doamne ferește cât de aglomerat este! Mult mai aglomerat ca la Casa Mila! Casa Batlló este o clădire celebră, modernistă, una dintre cele mai distincte creații a lui Gaudi. Trebuie să vezi acoperișul ondulat, dar și detaliile minuțioase de la interior. Casa Batlló este deschisă acum pentru vizitatori, costă 35 de euro de persoană și este considerată o atracție populară pentru turiști, dar și pentru iubitorii de arhitectură din întreaga lume. Abia așteptam.
dar... E cam riscant. Ce cald e, wow! Mamă, ce cald e! Hai de capul, e perfectă! Hai să ne găsim un scurcuri. Sunt multe pietre pe aici. Prea e nisip. Dar e ok. Cum e în apă? Apa este perfectă. Deci, mi-aduc aminte un aspect de acum 6 ani. Apa atunci era sloi, în schimb acum este minunată, e atât de caldă, asta doar în apă dacă aș putea. Păi ce avem de făcut azi? Apă, plajă, apă, plajă. Și acum partea mea preferată, SPF! Wow, iubesc SPF-ul, doamne! Sunt curios să aflu acum câți dintre voi vă dați cu SPF, pentru că eu sunt genul care nu mă dau, Merisa se dă și mă ceartă pe mine că de ce nu mă protejez de soare. Deja te-ai bronzat. Neața la cafeluță, după o zi petrecută la Barceloneta, adică la plajă, și o pauză mică de somn pentru mine. Mergem la parc. La parc Güell. E bine, este a doua tentativă, pentru mai că băgăm office. Prima oară când am fost, n-am avut rezervare și nu am mers pe moment să cumpărăm. O să treacă, nu-i nimic, ca și mereu, mă ridic, mâine vedem parc Güell. Dar am făcut rezervare de ieri și acum merge să o onorăm. Problema e că să fim acolo la și jumate și este deja și 27. Partea bună e că avem jumătate de oră la expoziție ca să intrăm de la ora rezervării. Sperăm să ajungem, să vină autobuzul ăsta mai repede, pentru că durează vreo 38 de minute. Creo que nunca entenderás lo que siento por ti. O faceți ca noi, mergeți la timp. Adrenalina. Hai. Încă 2 minute de rezervarea noastră. Așa s-a fost mai bine că am coborât acolo. Llegaste a mí como una luz de primavera con aire puro que libera mi corazón. Llegaste a mí. Tocmai ce am terminat vizita noastră la Parc Güell. Și ne-a plăcut. Este o operă spectaculoasă de-a lui Gaudi, pe care trebuie să o punctați când veniți în Barcelona. La fel ca și celelalte opere de-ale lui, toate sunt superbe. Și vă recomandăm să faceți asta, pentru că 10 euro eu cred că merită investiția aici în parc. Ok, merită. Hai, merită. Mai dacă îl vezi pentru prima dată. Țineți cont că sunt mai multe intrări în parc, iar asta este cea mai frumoasă, cea mai impresionantă, pe care vă și recomandăm. De aici aveți mulți kilometri de parcurs spre punctele de belvedere. Aveți o hartă pe care puteți să o folosiți să ajungeți în punctele de interes. Și să vă acordați cam 2 ore pentru a vizita în tihnă tot parcul, pentru că este destul de mare. Da, fix 2 ore. Așadar, mergem la restaurant să mâncăm, căutăm un restaurant local. Vlogul acela îl găsiți în cel dedicat, link în descriere, unde vă prezentăm mai multe restaurante specifice din zona. Și nu plecați nicăieri, pentru că noi continuăm turul atracțiilor turistice din Barcelona. Muévense, mueve con mi cumbia, escúchame. Aglomerat, tot felul de dubioși. La Sagrada Familia, când veniți, aveți grijă la buzunare, tot ce aveți de valoare, pare că orice om poate fi un suspect. Ce aglomerat, cum o să faci o poză artistică aici cu atâția oameni? Păi căutam spotul ăla, care nu cred că este asta. Și am ajuns în locația faină de care v-am zis. Și e destul de aglomerat și aici, dar mai ok decât în partea cealaltă. Și vă lăsăm o share location ca să ajungeți direct aici pentru a vă face pozele acelea spectaculoase pentru Instagram. Încercăm și noi să le facem, dar va trebui să stăm la rând pentru că toată lumea știe acum de locul ăsta. Dar nu e atât de simplu de ajuns, așa că o să fie util acel link cu share location. Suntem la Sagrada Familia, unul dintre cele mai emblematice locuri. Este masterpiece-ul lui Gaudi și, într-adevăr, fără doar și poate, este o operă de artă.
Ne-am uitat la toate detaliile pe care le-am văzut din exterior, bineînțeles, și este uimitoare această clădire, este fabuloasă și chiar trebuie să veniți să o vedeți pe viu. Un aspect foarte important este Sagrada Familia. Salut! Este că în zilele de duminică și în zilele de sărbătoare, intrarea este gratuită de la ora 9 la ora 10. Așa că dacă sunteți matinal, puteți profita de ocazie și să economisiți vreo 50 de euro dacă sunteți un cuplu. Puteți economisi undeva la 26 de euro de persoană. E a doua sau a treia oară, a patra oară când pățim asta în Barcelona. Vlogul nostru se apropie de final, dar nu înainte de a trage câteva concluzii despre Barcelona. Barcelona este un muzeu în aer liber, este un oraș superb pe care trebuie să-l vizitezi, ai foarte multe atracții turistice pe care nu trebuie să le ratezi. Barcelona este un oraș minunat și din punct de vedere logistic și al infrastructurii, pentru că ai tot ceea ce îți trebuie, ai piste de biciclete, poți să închiriezi scutere, trotinete, e totul pregătit pentru tine, ai foarte multe mijloace de transport în comun și sunt accesibile și pentru persoanele cu dizabilități, dar și pentru iubitorii de animale. Spaniolii sunt persoane foarte comunicative, vorbești foarte ușor cu ei în limba engleză și apreciază foarte mult dacă știi câteva cuvinte în limba spaniolă, precum por favor, hola, gracias și așa mai departe, cuvinte basic. Barcelona este un oraș al libertății din toate punctele de vedere, fie că vorbim despre sexualitate sau despre exprimarea liberă. Aici este locul tău, indiferent de ceea ce îți place, ceea ce dorești să faci sau cum vrei să te porți în viața de zi cu zi. Există foarte multe restaurante pe care vă încurajăm să le încercați. Sunt sute de tipuri de restaurante aici. Fie că îți dorești să încerci unul spaniol tradițional, fie că îți dorești să încerci unul latin-american, pe cum l-am încercat noi, vezi vlogul cu restaurante din Barcelona. Acestea fiind spuse, există și lucruri mai puțin frumoase în Barcelona, ca orice alt oraș mare. Noi am făcut un vlog dedicat greșelilor pe care trebuie să le eviți în Barcelona, dar vrem să vă spunem pe scurt câteva părți negative până veți vedea voi acel vlog. Deși orașul Barcelona este organizat destul de bine, străzile în anumite zone miros foarte tare a pipi și foarte urâtă canalizare. Nu sunt atât de îngrijite pe cum te aștepta. Nu știu dacă îți va plăcea lucrul acesta atunci când vei ajunge aici. Sunt foarte multe terase situate lângă tomberoanele de gunoi. Barcelona este un oraș scump, fie că vorbim de perioada de vârf, fie că vorbim de orice altă lună din an. Prețurile sunt sus, mâncarea este scumpă, transportul este scump, cazările nu mai spun, deci trebuie să vă pregătiți un buget considerabil. Noi credem că poți face două vacanțe în low season cu banii de pe 5 zile în Barcelona în august. În Barcelona este foarte aglomerat. Peste tot, toate atracțiile turistice sunt full. La restaurante vei întâmpina probleme. Noi am pățit-o de foarte multe ori pentru că nu am făcut rezervări și a trebuit să așteptăm la coadă aproximativ 520 de minute pentru a mânca ceva bun sau poate chiar ceva rău. Oamenii străzi peste tot. La fiecare colț de stradă se regăsește cel puțin un om care doarme pe un carton. Hoți de buzunare peste tot. Orice om ți se pare suspect, pentru că sunt atât de multe cazuri de furturi aici, încât nu poți sta relaxat nici măcar o clipă. Cam acestea au fost cele mai importante atracții turistice din Barcelona. Nu uitați că avem un vlog destinat restaurantelor din Barcelona și un vlog cu 10 greșeli de evitat în acest oraș. Aceștia am fost noi, Marius și Melissa. Nu uita de subscribe pentru că este foarte important pentru noi. Suntem 6600 de oameni pe care îi salutăm și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Nu pleca nicăieri pentru că următoarea aventură poate fi la un click distanță. Și pentru că ați rămas până la final, vă spunem cât a costat întreaga noastră vacanță. Ei bine, nici mai mult, nici mai puțin de 2150 de euro. Cum vi se pare? Mult sau puțin?